În fosta sinagogă din Șimleu, Silvaniei, funcționează un muzeu al Holocaustului menit să păstreze memoria evreilor din Ardealul de Nord, deportați în primăvara anului 1944 în lagărele de exterminare naziste, unde avea să piară majoritatea lor covârșitoare. Printre aceștia s-au numărat și cei peste 3.000 de evrei din Șimleu, Silvaniei. Evenimentele cumplite de atunci au marcat și destinul unui adolescent român din oraș. Pe noi primilitare, du-te pe strada cu tare, la numărul cu tare. Spune-le să iasă în stradă. Dacă vrea să-și ia cu el ceva, să-și ia. Nu știu că ce-a fi cu el. Și o scos în stradă și o scos și lângă, lângă școala evreiască. Era o curte mare, acolo s-a, nu știu, două, trei nopți. După care, pe noi, primilitari, un gur ne-a pus cordon și printre noi treceau evrei cu bijuterile. Pe mine mă cunoșteau fată de evreu, Orgheanușii, când o trecut pângă mine, m-a cotit așa. Zice, ia ăsta de la mine, zice, să nu dau acolo. M-am uitat așa, era un ceas de buzunar de aur și un lanț așa lat. N-am îndrăznit, că nu știam că în spatele mele, cineva mă pușca pe loc acolo. Domnule, eu eram cât îi daci în stradă, de masa unde se strângeau bijuteriile. Domnule, dacă eu nu vedeam, nu credeam. O masă de 6 metri, așa au stat bijuteriile și aur. După care, i-au dus în ghetul la Cehei. Când i-au dus la Auschwitz, i-au dezbrăcat în chilot și în maieu și i-au îmbarcat în vagoane de marfă și i-au dus la Auschwitz. Hainele ce-au rămas de ei. Eu am fost cu bunicul meu cu căruță. Cine a avut căruță, trebuia să meargă. Măi, am fost peste 100 de căruțe acolo. Toate hainele ce-au rămas, le-am adus aici și le-am băgat aici în sinagogă. Peste câteva zile, Alexandru Cherecheș, împreună cu mama sa, avea să salveze viețile a 4 fugari amenințați de represaliile autorităților fasciste, tatăl său și 3 evrei. Bunicul meu avea acela la 5 km pădure vie și livadă. Și m-am dus într-o zi până acolo. Singur eram cu un câine, aveam un câine. Am trecut pe lângă pădure, între pădure și vie. Odată câinile, am acolo în tufă. Dar nu lasă câinile. Și păi văd că scoate capul un evreu din tufă de acolo. Și m-a văzut cu șapcă de primilitar ungur. O zice, ce ești, ungur sau român? Zic, român. Dar cine e ăla care sapă în vie sus? Zic, e bunicul meu. Nu te spune să vină până aici. Nu știam că mai erau 2. Ui. Mă duc la bunicul. Bunicul e un evreu așa și eu spus, eu voi fi om. Eu fă frică. Zic, nu vine bunicul. Dar zice, taică-te unde? Și tata era pe pădure. Pe toți românii ducea la muncă forțată. Și tata de la care a venit acasă, nu mai pleca înapoi. O pleca pe pădure acolo. S-au aliat cu tata ăștia 3 evrei. Auzi, bunicul meu nu știe că tata e fugar pe pădure. N-am avut curaj să spunem. Că dacă s-auzea, ne pușca pe toți. Și noaptea mereu cu mama, le ducem mâncare, apă, la 5 km. Și am avut o ședință la sala de cultură cu toți primilitarii ăștia, cu Levente. Acolo s-a discutat, zice, pe pădure, la Bic, plin de români și evrei fugari, trebuie înconjurată pădurea și prinși. Măi, când am auzit, eram pe la mijlocul sării, m-am tot tras până la ușă, am ieșit afară, nu m-am oprit 5 km acolo, în pădure. Le-am spus, care, viu acasă, spui la mama. Mamă, iau-i dragă, dacă îi prinde, zice, ne pușcă și pe taică-tău și pe mine și pe tine. Ce și facă mama? Frontiera între România și Ungaria era la Ciucea. Pe Poiana acolo, aici și acolo, era câte o casă așa.
O măs mama, pe jos 30 de kilometri, o măs la casă deasă. Auziți, dragilor, am pe soțul meu, zice, și trei evrei, nu-i putea trece, zice, frontiera în România, că dacă îi prinde, zice, ne pușcă și pe soțul, și pe copil, și pe mine. Zice, aduceți-i încoace. O veni mama acasă, iară 30 de kilometri. Eu pregătit și într-o noapte, eu măs cu ei acolo, eu lăsat acolo. Și eu trecut ăștia frontiera dincolo, pe ăștia trei evrei și pe tata. În 45, când s-a cedat Ardealul, a venit acasă evreul ăsta, Lox, s-a recăsătorit, am fost și la nuntă la el, după care a plecat în America. Și am primit de la nepoții lui, am primit 5 scrisori. Zice, ne-a povestit bunicul nostru cum i-a salvat viața. Și îi duceați mâncare și apă, zice, la 5 kilometri. Și are, spune acolo, el nu mai trăiește, dar are 100 de nepoți și 400 de strănepoți. Lox. Doamne, acum stau și mă gândesc cum mi-a riscat viața atunci. Dar sunt cu inima împăcată că le-am salvat viața. Interviul cu Alexandru Cherecheș a figurat printre primele înregistrări din colecția de istorie orală a Muzeului Holocaustului din Șimleul Silvaniei, la ale cărei acțiuni a participat încă de la înființare. Atunci au început și demersurile pentru a-i se acorda titlul de drept între popoare. O venit doamna Eli Gross, care de aici e născută pe Ciorgăuță, e mai tânără cu 2 ani decât mine și e în America. Și în America o mărș și eu căutat pe acești care le-am salvat viața. Ca să fie, să spună, cum să zic așa, că e adevăr ceea ce spun, nu că mă laud. Și s-a întâlnit cu familia Lox, că ceilalți cu Coț și Ardea, nu știu eu, și aceia au povestit că ăla a spus, bunicul său le-a spus la nepoți, că uite cum a scăpat cu viața. Și datorită mie, are 400 de strănepoți și 100 de nepoți. Alexandru Cherecheș a moștenit dragostea de oameni și curajul de la mama sa, Ana Cherecheș, născută Silaghi. Mama mea a fost adevărată credincioasă. A fost adventistă de ziua șaptea. Ținea sâmbăta. Adevărată femeie și acum mulți o laudă și acum ce da, zice, într-adevăr a fost o femeie credincioasă, zice, Doamne, datorită ei și, da, eu eram cât 16-17 ani atunci, dar am trecut prin toate greutățile acestea și mi-a riscat viața, mă, când mi-a pușcat pe toți.